21, recordul mondial. Recordul competiției stabilit în 2009 la Roma de Liam Tancock. Robert Glință pe culoarul al șaptelea, cu cască albă. Să-i ținem pumnii lui Robert. Începe această ultimă finală românească la Budapesta. Start în această finală. Robert Glință pe culoarul al șaptelea. 23-71, recordul mondial. Robert Glință în prim plan aici, îl vedem. O singură lungime de bazin. Robert Glință, cred că este al treilea sau al patrulea, nu va fi record mondial. Să vedem pe ce loc termină Glință, pe poziție în afara podiumului. Victorie, victorie pentru Res. Justin Res, 24-12, este câștigătorul acestei finale. Imediat, iată pe Katie Ledecky, aplaudând performanța lui. Justin Res, și-a confirmat statutul de favorit. Glinț a terminat pe 5, la egalitate cu Cristu. Justin Res, Hunter Armstrong, Masiuk, iată polonezul reușește cea mai mare performanță a carierei. Pe 4, Cecon, pe 5, la egalitate, Cristu și Glință. Așadar, locul 5 pentru Robert Glință în această finală. E o performanță importantă. Avem și un review. Așteptăm rezultatele oficiale pe site-ul Federației Internaționale. Sunt trecuți notătorii în ordine. Vom avea imediat rezultatele oficiale. Să vedem. S-a întâmplat ceva în cursă care i-a nemulțumit pe arbitri. Avem acum rezultatele oficiale. Glință pe 4. Iată, a fost descalificat Justin Res. Incredibil! Justin Res, câștigător, a pierdut medalia de aur fiind descalificat, și Robert Glință urcă pe poziția 4-a. Noul campion este Hunter Armstrong. Iată reacția lui Justin Res, care se pregătea să dea interviu și a aflat că a fost descalificat. Câștigă